Bună ziua! Ne aflăm aici pentru a sărbători Ziua Mondială a Judoului. Astăzi, după cum se știe, se împlinesc 130 de ani de la nașterea lui Jigoro Kano, cel care a înființat această disciplină sportivă. După cum știm, judo este singura artă marțială cuprinsă în programul olimpic, iar judo în România are o contribuție foarte importantă la rezultatele care le-a obținut în acest an la Jocurile Olimpice de la Londra. Respectiv s-a clasat ca fiind a doua federație națională după rezultatele obținute. Judoul este un sport, este o artă marțială. Denumirea semnifică deci se traduce prin arta supleții. Este un sport care se adresează tuturor categoriilor de vârstă și tuturor oamenilor, indiferent că sunt de sex, de etnie, de orice necontenit. În cadrul Federației Internaționale sunt afiliate aproape 200 de federații naționale. La fiecare competiție participă de nivel mondial, participă numeroase țări, deci sub 100 de țări participante nu există. La nivelul orașului Iași avem și noi o tradiție, putem spune, de aproape 45 de ani se practică. În 1968 s-a înființat Federația Română de Judo și atunci Iașiul, care avea deja câțiva ani vechime, a aderat la această federație și a însemnat înființarea unui centru foarte puternic prin cluburi, Școala Sportivă Unirea, Clubul Sportiv Politehnica, Terom Iași, Fortus Iași și altele secții de mai mică învergură. De 45 de ani, judoul a crescut de la an la an și a obținut rezultate deosebite atât pe plan național cât și pe plan internațional. Iașiul a promovat în loturile naționale mulți sportivi de valoare, sportivi care ne-au reprezentat olimpice de la Moscova și în acest an ne mândrim cu sportivul clubului Politehnica, Simonescu Vlăduț, care a participat la Olimpiada de la Londra, fiind unul dintre cei mai tineri participanți. Așa cum a spus și președintele Asociației Județene de Judo, această disciplină este o disciplină care dezvoltă din punct de vedere fizic și mental, care este un sport complex și care educă atât fizicul cât și spiritul. El poate fi practicat de toată lumea, începând de la vârstă fragedă până la adânci bătrânețe. Bineînțeles, făcând diferența că competiția este competiție, iar cei mai vârsta a doua fac acest sport din plăcere și ca mișcare. Dar nu înseamnă că nu avem și competiții campioane european și cu medalii luate la plan internațional. Și-l avem aici între noi pe campionul european la Osboi, Chirazi, adică decanul Facultății de Educație Fizică. Vreau să vă mai spun și cu asta că judo este un sport formativ și cei care au început să practice judo nu se mai lasă de această disciplină. Noi dorim ca să ducem mai departe toată această inițiativă a lui Jigoro Kano și să facem ca acest judo să pătrundă cât mai mult și să fie practicat cât de mulți sportivi sau copii, bătrâni și așa mai departe. De aceea acțiunea care se cheamă Judo pentru toți este adresată tuturor și noi așteptăm ca cei doritori să se prezinte la Clubul Sportiv Politehnica Iași, CSS Unirea, pentru înscriere atât copiii cât și cei mai în vârstă ca să facă pentru mișcare. O să apară niște afișe,
de unde să vă documentați. În continuare, dorim vizionare plăcută. Vizionarea de astăzi va fi marcată cu o demonstrație executată de către sportivi și ca să continuăm sloganul sub care se desfășoară Ziua Mondială a Judoului anul acesta, deci judo pentru toți, o să avem o demonstrație din partea echipei de fete a clubului Vreden Plus din județul Iași și iar în încheiere o demonstrație a sportivilor de la Clubul Sportiv Politehnica, echipa de seniori. Pe care le demonstrează, reprezentând calea supleții, este extrem de util în formarea tinerilor personalități, putând fi aplicat în viața de zi cu zi, activitățile de autoapărare și ceea ce vedeți dumneavoastră de demonstrat de fetițele de la Clubul Sportiv Vrădeni Plus din Comuna Vrădeni, județul Iași, reprezintă începuturile învățării în judo, tehnici de proiectare, folosind picioarele, folosind brațele, folosind întreg corpul, tehnici cu denumiri specifice, orientale, gen Tomoinage, Osotogari, Sumigai și Taiotu și Uchimata. Sună interesant, toate reprezintă ceva, au o traducere care din Japonia până în România își pierde farmecul dacă este tradusă cuvânt cu cuvânt. Și ca atare vă invităm în serile de antrenament pentru a descoperi plăcerea proiectării unui adversar, plăcerea de a fi și de a demonstra superioritatea în fața adversarului dintr-un contact direct, bărbătesc, totodată foarte gingaș și elegant. Judo, ca și artă de luptă, este extrem de accesibil tuturor, la orice vârstă, la orice sex, chiar și persoanelor care, din diverse motive, nu se pot bucura de întreaga capacitate a fizicului lor. Tehnici de secerare, precum deașvarei, precum osotogari, sunt în stare să-l scoată din echilibru și să-l arunce pe cel mai puternic adversar. Iar atunci când, mergând pe stradă, plimbându-vă liniștiți sau liniștite, se întâmplă ca cineva să se ia cu gânduri necurate de voi, ghinionul lui, în cazul în care dumneavoastră, bineînțeles, practicați judo. Deși, în aparență, pare un sport violent, cei care îl practică sunt întotdeauna calm, sunt întotdeauna liniștiți, sunt întotdeauna stăpânii propriilor porniri. Și ținând cont că în orice există un început, le mulțumim fetițelor de la Vrădeni,
care ne-au demonstrat începuturile. În continuare, invităm maestrii arșii judoului ieșean, în momentul de față, cei mai buni, dintre cei mai buni din țară la categoriile lor, în frunte cu Vlăduț Simionescu, reprezentantul României la Olimpiada, Jocurile Olimpice la Londra 2012. Se află colegii noi de la Clubul Sportiv Politehnica. Care vă vor arăta cam cum arată, de fapt, procedeile de judo, undeva înspre stadiul mijlociu și final al dobândirilor. Vedeți, totul merge cursiv, nimic nu pare greu, totul este ușor în mâinile lor. Toate aceste elemente sunt deprinse în ani de pregătire, mii de repetări și de proiectări. Iar atunci când, în urma competițiilor, se întorc acasă sportivii noștri, plini de julituri, plini de vânătăi, să știți că ei în concurs încearcă și dau tot ce pot pentru a dovedi că sunt buni, că sunt cei mai buni, în felul acesta onorându-și partenerii și mai ales onorându-și profesorii, instructorii. Ați văzut la fetițele de la început costumele prinse la brâu cu o centură de culoare deschisă, începând de la galben, portocaliu. Acești băieți din fața dumneavoastră au o centură neagră. Centura neagră reprezintă vârful evoluției tehnice. Deținătorii centurii negre au în spate întreg bagajul de tehnici stabilite de Institutul Codocan, institut fondat de maestru Gigoro Cano. Și ceea ce este mult mai important decât execuția unei tehnici este ceea ce vedeți dumneavoastră, aterizarea. Școala căderilor, așa zisul chemii, este dintre cele mai utile deprinderi în viața de zi cu zi. Pentru că nu veți vedea niciodată un judoka accidentat să piedică, aleargă, cade pe gheață. Niciodată nu-și va rupe nimic. Tocmai pentru că au reușit să-și însușească la perfecție tehnica căderilor.
Acest gest pe care îl fac sportivii înclinându-se unul în fața celuilalt, japoneză, se numește Ritsurei, reprezintă gestul suprem de acordarea respectului reciproc, pentru că în judo există întotdeauna respect și susținere reciprocă. Prin înclinarea corpului în fața adversarului la început și mai ales la sfârșitul luptei, îi mulțumesc pentru oportunitatea de a-mi desfășura și de a-mi demonstra superioritatea în fața lui. Vladul Simeonescu, care anul acesta a reușit să reprezinte cu cinste România la Jocurile Olimpice 2012 la Londra. Avem convingerea la Rio de Janeiro ne va saluta frumos de pe podium. Cu această scurtă ceremonie de salut, noi mulțumim echipei Politehnica și echipei Vladem Plus pentru scurta demonstrație și invitația de a veni alături de judo, alături de judoka și mulțumindu-vă, vă urăm sayonara, la revedere! Am uitat de diplomă.